reporter de gardă. Analize și investigații la Radio Moldova. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Reporter de gardă este un produs media realizat în colaborare cu Asociația VIP a jurnaliștilor independenți din Republica Moldova. Stimați radioascultători, bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Reporter de gardă, care și de această dată ajunge în casele dumneavoastră prin intermediul postului de radio național Radio Moldova. În ediția de astăzi a reporterului de gardă aducem în prim plan o problemă socială extrem de importantă. Vom aborda problemele din viața copiilor care din diverse motive și în diverse circunstanțe au ajuns după gratii. Majoritatea minorilor aflați în penitenciare s-au născut și au crescut în familii vulnerabile. Mulți dintre ei nu știu nici măcar a scrie sau a citi. Rămași fără supravegherea părinților sau a celor apropiați, adolescenții nesupravegheați de nimeni greșesc și după care sunt trași la răspundere. Cum ajung acești copii după gratii? De ce mulți dintre ei nu își pot scrie cel puțin numele corect? Cine se face vinovat de educarea acestor copii? Ce rol are statul în soarta acestora? Dar și ce spun chiar ei, micii condamnați, despre viața lor? Își recunosc sau nu greșelile? Astăzi vom încerca să aflăm răspunsurile la aceste și alte întrebări. Rămâneți alături de noi! Reporter de gardă. Analize și investigații la Radio Moldova. Pentru început, vă propunem să audiați fragmente din discuțiile reporterului de gardă cu simpli cetățeni, cu experți, dar și cu autorități. Timp de cât am stat aici, 9 luni, mult am pierdut pe voi. Cel mai des condamnați în penitenciar sunt condamnați pe furt, jaf, aceasta. Dar păreri de rău avem și cu articole mai grave. Ne-am îmbătat așa într-o sostăiană, nu țineam minte nică cum l-am bătut și am murit peste săptămâni. Primele mărturisiri pentru mine erau foarte grele, dar erau niște lacrimi sincere ale copiilor. Mulți dintre deținuți provin din familii social vulnerabile. Astfel, în unele cazuri, condițiile din penitenciar sunt mult mai bune decât cele de acasă. Valentina face parte dintr-o familie social vulnerabilă cu mulți copii. Deși are doar 18 ani, a învățat abia de curând să citească și să scrie. În prezent, ea se află în penitenciarul numărul 7 din Comuna Rusca, în raionul Hâncești, în sectorul destinat detenției minorilor. Încearcă să privească serios și cu maturitate actualul său statut. Are suficient timp să privească înapoi la toate întâmplările nefaste din viața sa. Valentina ne spune că acum este conștientă de greșelile sale și că regretă că a ajuns aici. Получилось так. Молодые, не думаем, что делаем. Așa s-a întâmplat. Suntem tineri, nu gândim ce facem. Din prostie m-am infiltrat într-un grup. Am început să furăm împreună și iată. Iar ceilalți acum sunt în libertate. И вот. Они тоже попались? Нет, они на воле. Deși am plinit 18 ani, Valentina continuă să se afle în penitenciar cu statut de minoră. Victor Deviza, șef adjunct al penitenciarului, ne spune cum și de ce se întâmplă acest lucru. Statutul de minor poate fi păstrat până la 21 de ani. Asta începe în condiții? În condiții când împlinește minorul vârsta de 18 ani, el se precaută la comisia penitenciară. Și dacă are un comportament bun, nu are încălcări de regim, se caracterizează pozitiv, atunci se înaintează materialele instanța de judecat pentru a-i prelungi statutul de minor până la vârsta de 21 de ani. Când a ajuns în penitenciar, Valentina nu știa să citească sau să scrie. Aici a învățat multe lucruri care i-ar putea fi de folos pentru dezvoltarea sa profesională. Acum dorește să obțină și o meserie, cea de croitoreasă. Deși nu acesta a fost visul ei, Valentina spune că va reuși să-și împlinească și alte dorințe. Asta pregătiță în жизни. Îmi va fi de folos în viață. Spre exemplu, când voi avea copii și fiica sau fiul meu se va apropia de mine și mă vor ruga să le cost ceva, voi putea deja să fac acest lucru. Am visat să învăț o altă profesie, cea de bucătar. Îmi place să gătesc și sper să asimilez această profesie. În continuare cu asta mă voi ocupa. Vreau să ies de aici, iar dacă voi reuși să mă duc mai departe să învăț de bucătar, să lucrez, atunci voi continua și croitoria. Valentina este de etnie romă. Îi place să danseze, să participe la toate festivalurile organizate în penitenciar. Aici ea spune că se regăsește în dans și în scenă. Ea a ținut să ne demonstreze în practică elemente de dans.
Можно только на пальчиках надо делать. И если быстро еще, да если не так делаешь, ногу ставишь, отсюда вам начинает болеть. Нога прямо на сцене подворачивается. Valentina nu acuză pe nimeni pentru situația sa, totuși ea regretă că n-a avut alte oportunități în copilărie, poate din cele mai obișnuite, cum ar fi frecventarea școlii și pregătirea zilnică a temelor. În suflet a suferit mult, spune ea, pentru că nu din vina ei a ajuns să fie arătată cu degetul la școală, pentru că nu avea educația colegilor de vârsta ei. Învăț acum cât am această posibilitate, pentru că anterior n-am avut ocazie similară. Nu pentru că eu nu am vrut, ci pur și simplu așa s-a întâmplat. Prima oară bunica m-a dus la școală. Am învățat o lună, apoi a venit mama și m-a luat. Pur și simplu, mama mea era de origine romă. A doua oară, după moartea mamei, m-au adus iar la școală, la vârsta de 14 ani, în clasa 1. Îmi era rușine. Practic, toată școala râdea de mine. De aceea fugeam de acolo. Apoi am fost plasat într-un centru de plasament temporar pentru minori. Acolo, la fel, încercau să mă învețe câte ceva, dar iarăși toți râdeau de mine și am început să fug și de acolo. Aici, mulți oameni mă înțeleg pentru că mulți au trecut printr-o situație similară. Niciodată nu e târziu să înveți. Anterior, nu conștientizam acest lucru. Там тоже все смеялись, я убегала тоже. Valentina este vorbitoare de limbă rusă și cu toate că înțelege limba română, îi vine greu să se exprime. Ea ne spune că acum își dă stăruința să asimileze mult mai mult în materie de exprimare și scriere corectă pentru că simte cât îi lipsesc aceste calități. Acord mai multă atenție limbii române. Vreau să o învăț, să o însușesc și să învăț a citi, a scri, pentru că o cunosc foarte rău. În rusă citesc, dar foarte rar, fără să mă grăbesc, deoarece eu însumi am învățat să citesc. Nimeni nu m-a învățat. Știam alfabetul încă din școală și când am fost închisă nu-mi găseam o ocupație. În prima perioadă dormeam mereu, pentru că nu știam ce să fac. Pe urmă aduceam cărți de la bibliotecă. Mereu îmi spuneau să copiez. Mai întâi copiam, pe urmă m-am gândit că ar fi bine să învăț a citi și a scrie. Scriam așa cum gândesc. Bineînțeles că scriu cu greșeli. Tamara Plămădeală este avocata parlamentară pentru protecția copiilor și ne spune de ce anume au nevoie acești copii. Pentru copiii analfabeti trebuie să existe o programă specială, o programă foarte ușoară, pentru că nu să învățăm cu foarte multe teorii și filosofie pe acești copii. Trebuie puțin, cel puțin să cunoască a citi, a scrie și desigur să poată gândi și să înțeleagă noțiunea unui cuvânt și să poată formula o propoziție. Valentina este orfană. Cea care a avut grijă de ea este bunica, însă penitenciarul este departe și aceasta n-are posibilitate să-și viziteze nepoata. Ultima oară, Valentina și-a văzut bunica în 2010, în ziua sa de naștere. Valentina recunoaște că îi lipsește comunicarea cu singura și cea mai dragă persoană din viața sa, dar că aici în penitenciar se limitează la ceea ce li se permite. La fiecare 3 săptămâni avem dreptul la un apel telefonic. Eu nu ratez această ocazie. Îi și mai scriu. Iată așa și comunicăm. Scrisorile de la bunica vin destul de rar, deși fata le așteaptă cu multă nerăbdare, ba chiar le păstrează pe toate atunci când îi se face dor de bunica, deschide una dintre scrisorile trimise. Ea ne spune că aceste scrisori uneori o ajută, alteori o întristează, însă rând cu rând ea încearcă să se regăsească și merge mai departe în viață. Здравствуй, Валюша. Пишет тебе твоя бабуля. Твое письмо получила. Репортер де Гарда. Анализы и инвестигации на радио Молдова. În odaia pe care o împarte cu o altă minoră, Valentina are un calendar în care inițial însemna cât timp sta închisă, numără zilele câte au mai rămas. De la un timp însă a încetat să mai noteze, deoarece astfel timpul pare să treacă mai repede. Tatiana are 16 ani și își spășește pedeapsa pentru o omucidere. Din discuția cu ea am înțeles că este nemulțumită că a ajuns aici. Ea însă crede că timpul trăit după grate i-a influențat enorm asupra limbajului și comportamentului ei. Eu am 6 ani de când sunt zonă. Trebuie să ai un an, da? Da, când trebuie să ieși? Când să ies din pușcărie? Da. Eu mi-am 6 și 4 luni. De care e din ce mă duc și de copii? Cum? Eu mă duc la școală cu sutărie. Așa. Când vine acela din vale, mă duc acolo în vale. În ce e în vale? Care vine la voli învățători. Duci-mă acolo în vale, învățăm. Vim acasă. După acolo mă duci-mă dat la scusutorii mei, învățăm o liță. Venim acasă. Cum ai ajuns aici? Oi, multe povestit cum am ajuns eu aici în pușcăreasă. Tatiana neagă faptul că ar fi vinovată, susținând că este închisă pentru ceea ce nu a comis. Când vorbește despre trecut, se emoționează și relatează doar în unele frânturi cele întâmplate. P-
prima dată când m-am închis până în 2009. Și apoi mi-a dat drumul acasă și până apoi în 2010 m-am închis. Pentru ce? Cum? Pentru omor. Pe mine așa m-au străvit în lucru, că eu am fost și cu dânsul de la omor și așa am participat acolo. Adică tu nu ești implicat. La fel ca și Valentina, Tatiana, când a ajuns la penitenciar, nu știa să citească. Acum se străduie să asimileze cât mai multe cunoștințe. Ea speră că totuși să găsească o altă utilizare a cărților pe care le ia de la bibliotecă, pentru că deja prea mult timp le privește. Ea dorește să le și citească. Eu și eu mai tare vreau, să cunosc, m-am văzut să știi. Tot greu cu știtul tare. De ce? E că eu n-am învățat la voli. Și când ai învățat alfabetul, unde l-ai învățat? Aici? Eu aici l-am învățat. Și îți place să citești? Конечно, că îmi place. Mă duc eu jurnale, spre dar așa nu eu cărți, că nu, eu nu pot să citesc și eu nu pot să le iau, pentru ce să le iau cu așa, să mă uit la dansul numai. Anastasia Sava, șefa Serviciului Activitate Educativă, Psihologică și Asistență Socială, ne spune mai multe despre deținutele acestei pușcării. Ea recunoaște că există și femei mature, care la fel nu pot scrie sau citi. Avem un program, un grup ținte, alfabetizarea, deci acolo un lucrător de-al nostru, un șef de sector, lucrează cu deținutele care sunt analfabete, adică maturi. Deci astea sunt minore, dar avem maturi care tot nu au frecventat o școală, care nu știu a scrie, a citi, peste 20 în orice caz, 30, așa ceva. Deci se lucrează, mă rog, nu suntem profesori, dar niște cunoștințe de bază să le dăm a citi și a scrie. Da, ca să se poată descurca cât de cât în viață când iese de aici. Reporter de gardă. Analize și investigații la Radio Moldova. Stimați radioascultători, vă reamintim că la Radio Moldova ascultați un nou program de investigații realizat de echipa Reporter de gardă. Emisiunea de astăzi abordează problemele din viața copiilor care, din diverse cauze și circunstanțe diferite, au ajuns după gratii. Majoritatea copiilor din penitenciare s-au născut și au crescut în familii vulnerabile. Mulți dintre ei nu știu nici măcar să scrie sau să citească. Rămas fără supraveghere părinților sau a celor apropiați, adolescenții nesupravegheați de nimeni greșesc, după care sunt condamnați. Cum ajung acești copii după gratii? De ce mulți dintre ei nu își pot scrie măcar numele corect? Cine se face vinovat de nivelul problematic de educație acestor copii? Ce rol are statul în soarta acestora, dar și ce spun propriu-zis acești copii despre ei? Își recunosc oare greșelile? Aflați acum la Reporter de gardă. Reporter de gardă. Analize și investigații la Radio Moldova. Revenim la Tatiana, care la fel scrie scrisori cu ajutorul altor deținute, însă ea ne mărturisește că îi lipsește mult familia, dar cel mai mult o doare faptul că nu i-a răspuns la nicio scrisoare. Cine vrea să vezi foarte mult? Pe părinți și pe frață și pe sorătăți. Se dorește, da? Voi erați uniți? Țineți un lucru? Toți e cum eu le scriu scrisoare, dar ei înapoi nu mi-o scrie. Așa, îmi pun și plic, dar nu mi-o scrie înapoi. Dar cui scrie? Tu spui că le scrie, înseamnă că la mai mult scrie. Nu, mamică nu. Mamică? Știu, sori mi-a șcat. Nu suntem nouă la mamică în casă. Nouă surori? Nu, patru fete și cinci băieți. Și nu răspunde niciunul? Ei stăți pe la Moscova, Filoș. Și martați, însurați, stăți. Mi-ar trebui să ies cu mamica acasă încă. Mi-ar trebui să ies cu mamica încă pe 2 ani. Nu râd, să mă duc să... O copil din mamica să... Să mă duc să încad de lucru. Tu încă simți nevoie să fie alături de mamica? Da. La Rusca se află și femei adulte. Deși sunt pe același teritoriu, există două aripi. Una pentru adulte și alta pentru minore. Acestea oricum se întâlnesc și comunică între ele. Lor nu le place ptiță și matale, cu oi, că e așa. Lor spune tu, că lor nu le place, ei supăr. Și pe urmă spune că minorile sunt răle. Da, e că vedeți și eu, malaletki ne văspite na ei. Na tine ato si te apreșați. Ne pozvoleam și de tăicăți. Nu știu, e crasivă. Victor Deviza, șef al junct al penitenciarului, ne spune că aici comportamentul deținutilor este diferit, iar atitudinea personalului față de cele aflate în detenție nu diferă cu nimic. Toate sunt după aceleași ziduri îngrădite cu sârmă ghimpată. Atitudinea pentru minore și pentru celelalte deținute diferă? Diferă. Avem o atitudine ca, nu aș spune părintească, ca la niște copii, uite.
În prezent, în penitenciarul de la Rusca se află 282 de deținute, dintre care 2 sunt minore. În penitenciarul numărul 2 din Lipcani, numărul minorilor deținuți este mai mare. Ruslan a ajuns în penitenciar pentru furt. Datorită faptului că are un comportament bun și pentru că muncește în orele libere, i-au fost redus termenul de detenție. Am furat bani, pe ce furam, pantofanii, furam mai mult. Și făcea cu bani? Și făcea, bă, ce îndem, mâncam, mă odihnim. Erați în grup, da? Nu, singur. Singur erai? Mai mult pescat și pe drumul ăsta? Nu? Nu. De ce? Nu vreau, da. Nu vrei? Nu vreau pentru că nu cum să vă spune dumneavoastră, de fapt e bine că ai cu și ocupat încolo în coași, dar de fapt pe o parte, de parte de casă, de părinți, măcar să fost zona asta undeva mai pe aproape sau ceva. Dar așa e de parte de casă, bunica, dacă nu e alături, părintele, nu pot face. Ruslan, la fel ca mulți alții din această categorie, au fost îngrijit de bunica sa, de care nu uită și pentru care este gata să pună punct trecutului și să o ia de la început. Eu chiar și ieri am sunat. Am scris cereri, m-am sunat acasă și am grăit cu bunica. Și ce spune bunica? Și îmi spune că tare e greu. E greu când nu se alături. Mai eram acasă, măcar că mai furam, mă, ce mă, cu așa, dar mă ajutam cu și putem. Ia cem de foc sau făceam curățenie pe acasă. Mergem pe undeva și pășem o capic sau așa, da? Cu furatul ăsta m-am apucat ultimul timp. Și aici cu ce te ocupi? Da, și ne ocupăm, încărcăm gunoiul să-l ducem la gunoi este. Mai lucrăm la fermă, hrănim vașile. Tu de mâncare. Ai ales asta? Da. Pentru ce? Pentru că să am și un ban, să-mi scoat ceva de suroc, să mă duc mai repede acasă, să am și mă ocupas, nu știu degeaba. Dar ca să cine te așteaptă? Eu am bunica, tata, nu știu, și cu dânsul, mama, nu știu, nu se răspunde, eu mai mult cu bunica, e bolnav, vreau mă rezi mă acasă, altfel nu-ți poate făcut nimic. Te ajut pe dânsa, da? Nu mai ai frate surori? Am două surori la mintele. Tot cu bunica? Da. Și vrei acasă să le ajut pe dânsele? Și ce o să faci când o să ieși de aici? Da, ce să fac? Ca să mă angajez la un loc de muncă, ca să nu mă mai duc mai departe, să fur sau să fac ceva și să prânez de munca mea o capică și să fac o familie măcar. Pavel, ca mulți alți deținuți, se află după gratii pentru furt. Este sigur că atunci când va ieși din închisoare, nu va mai păși pe această cale. Deseori însă este frică de viitor căutând sprijinul psihologului. Când la om e greu pe suflet, știți? Te duci și ca cum să ușurez sufletul, știți? Mă duc și vorbesc cu dânsa și parcă e mai ușor pe suflet. Psihologul Ludmila Ciornaia ne spune care sunt cele mai frecvente întrebări adresate de acești tineri. Есть переживания. Приходят мальчики, говорят, вот как я, как меня примут родственники, как на меня будут смотреть те люди, которые меня знают. Там соседи или знакомые. Аичи, да, чего стоит? Лошадь пиздеча. Лошадь пиздеча. Пентру че? Пентфурт. Пентфурт. Шкому за зарплата? Врям, ши ё бань, сам ши ё. Он телефон, он скутер с макетой, кум алц боец ши. Он гадет, кум алц пот сай, бодаюся на пот сам ши. Ака, я от этого сай, как сайча пот фурту. Și așa am încăcat și am numerit și eu pe drumul ăsta. Timp de cât am stat pe aici, 9 luni, mult am pierdut pe voie, nu știu cum, părinți se simt, mama, nu știu cum se simt, bunica de-am decedat și tot, nu pot sta aici, nu știu care vreau acasă. Pavel mai are două surori mai mici, care au rămas doar în grija mamei. Tânărul speră să iasă la libertate, să se angajeze la muncă și să își poată ajuta mama și surorile. O să mă duc și să lucrez la stroică. Dar ce știi tu ca să te angajezi? Eu o să lucrez cu trăiesc, cum... Căruci cu trăiesc, cu ascătării, căruci chetri care sunt nărăboși, știți? Am mai lucrat și știu cum,
când eram acasă, ne dedicam școlii, am edicat la stroic, am lucrat la stroic. Uh-huh. Știu cum e acolo. Și cât timp ai lucrat acolo? O lună de zile. O lună, da? Și salariul bun acolo? În zi, când eram acasă, în zi era câte 100 de lei. 100 de lei în zi, da? Da. În afară de psiholog, tinerii se mai adresează pentru un sfat sau pentru un cuvânt bun și la preotul de la Biserica Ștefan cel Mare și Sfânt de pe teritoriul penitenciarului. Preotul ne spune că uneori este foarte greu să asculți mărturisirile acestor copii. Pentru mine, ca preot și ca duhovnic, penitenciarul a fost o lecție, ca un examen, mărturisirea tinerilor deținuți. Ceva ce era de neînchipuit. Primele mărturisiri pentru mine au fost foarte, foarte grele. Erau foarte grele. Dar erau niște lacrimi sincere ale copiilor. Adesea și noi suntem cei ce nu ne recunoaștem greșalile. Ei însă vin sincer. Vin sincer să-și ceară iertare de la Dumnezeu pentru ceea ce au greșit. La penitenciarul din Lipcan, minorii învață discipline de cultură generală, dar și o meserie care le-ar fi de ajutor pe viitor. Profesorii spun că copiii din penitenciare nu diferă prea mult de cei din libertate. Ca orice copii, sunt uneori încăpățânați, alteori nu vor să învețe, dar și cei din afara penitenciarului se comportă la fel. Larisa Garabadjiu, profesoară de limbă română, ne explică prin ce se diferă copiii obișnuiți de cei din penitenciare. Sunt studii în clasa 7, a 8-a și a 9-a. Și în clasa 7, și între a 8-a și între a 9-a sunt elevi care nu corespund, nivelul de cunoștință nu corespunde pe deplin, nivelului de cunoștință necesar pentru clasa dată. De ce suntem nevoiți, în special în clasa 7, să o luăm de la început, de a învăța a scrie, a citi alfabetul, a descifra pe silabe. Și Vasile Garabagiu, directorul școlii de meserii numărul 2 din Lipcani, ne spune unde cel mai des întâlnesc probleme în educarea acestor copii. Probleme unică aici este de 15, de 16, de 17, 18, până la 19. Și noi dacă ne implicăm într-o grupă, tare greu că de și lucrat. Unul care a terminat nouă clasă, mai bine știe materialul, dar cel care a terminat 6 clasă, cu dată trebuie de lucrat, gata, mai intens. Iar pentru că învață, în final îi primesc atestate, în care este indicată și categoria de calificare în funcția lor de pregătire. Pavel spune că nu se va opri la această limită și că va continua să învețe. Reporter de gardă. Analize și investigații la Radio Moldova. Din cauza distanțelor mari până la Lipcani, nu toți deținuții sunt vizitați de cei apropiați, iar alții chiar nu au pe nimeni. Cristian însă este norocos. Mama vine să-l viziteze cel puțin o dată pe lună. Deși nu se simte bine în pușcărie, acesta spune că dorește cât mai repede să iasă și să-și ajute familia. La noi acasă e greu și greu, mă reabdesc, mă sfăpădesc să-i ajut când afară de mine. Restul să mă imiteie și el să spie la Moscova, pe la lucru. N-are pe mama și ne-a ajutat, dar mama e bolnavă. Mm-hmm. Da, tata? Tata este de doile. Cristian rar își privește interlocutorul în ochi, dar nu-și ascunde trecutul. El ne povestește de ce a ajuns aici. Am băut într-o seară cu cumnatniș, ne-am îmbătat așa într-o sastăianic, nu țineam minte nică cum l-am bătut. Slucaina, nu știu cum ne-am început a bat și am murit peste săptămâni. Îmi spui ce ai la mână? Asta? La ambele. Care? Iată, ce. Ei? Ce-ai pățit? M-am zgâriat odată cu măi coleac. Am vrut să văd cum. Și cum a fost? N-a fost băcut? Știi zgârit la ambele mâini? Am văzut cum alți, am vrut să fac și eu să văd cum. În prezent, în penitenciar sunt 46 de minori, dintre care 22 de condamnați cu vârsta de până la 18 ani, alți 24 cu vârsta de până la 18. În prezent, numărul minorilor care ajung în penitenciar e în descreștere. În schimb, numărul copiilor cu devieri de comportament ce ajung în evidența instituțiilor de stat e în creștere. Acest fapt este explicat prin migrarea părinților, copiii rămânând fără supraveghere, iar un alt motiv ar fi mediul vicios în care fac parte. Eugen Rusu, procuror general adjunct, a ținut să ne aducă la cunoștință una dintre cauzele pentru care copiii ajung după gratii. Mediul în care el se educă sau crește este de altă natură, nu de natură normală. Adică este un comportament deviant al membrilor familiei,
sau a societății acelui mediu unde se află copilul. Mulți dintre minorii care și-au ispășit pedeapsa, cu toate că speră la un viitor luminos, ajung iarăși în penitenciar. Gennadie Rusu, șef interimar al penitenciarului numărul 2 din Lipcani, ne spune că nu de puține ori cei care au părăsit pereții pușcăriei revin în scurt timp înapoi, deși aici, pe tot parcursul aflării, au tot spus că le pare rău pentru cele făcute anterior și că nu se va repeta. Se întâmplă că minorii care iese din penitenciar să revină iarăși în penitenciar? Da, deja. Cu părere de rău, așa se întâmplă. Pentru că noi am avut deja acum în 2006 și 2008 fusese amnistia și pe parcurs au revenit câțiva minori, s-au reîntors înapoi. În calitate de minor tot? În calitate tot de minor, da. Cel mai des ce infracțiuni comit minorii? Bă, cel mai des condamnați în penitenciar sunt condamnați pe furt, jaf, aceasta. Dar păreri de rău avem și cu articole mai grave. Pentru mulți adolescenți, penitenciarul este un nou început. O instituție unde ei învață pentru prima dată a citi, a scrie, unde deprind o meserie și un orar al zilei. Acest nou început poate fi dezvoltat mai apoi într-un mod de viață corect, la libertate, dacă după deschiderea porților ar exista oameni dragi și servicii sociale care să îl poată ajuta să nu mai revină la închisoare. Reporter de gardă. Analize și investigații la Radio Moldova. Timp de cât am stat pe aici, 9 luni, mult am pierdut pe voie. Cel mai des condamnați în penitenciar sunt condamnați pe furt, jaf, aceasta. Dar cu păreri de rău avem și cu articole mai grave. Am îmbătat așa într-o sostăianic, nu țineam minte nică cum l-am bătut și am murit peste săptămână. Primele mărturisiri pentru mine erau foarte grele, dar erau niște lacrimi sincere ale copiilor. Молодые, не думаем, что делаем. По глупости. Avem o atitudine ca, nu aș spune părintească, ca la niște copii, uite. Mediul în care el se educă sau crește este de altă natură, nu de natură normală. Reporter de gardă. Analize și investigații la Radio Moldova. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru atenție și vă reamintim că astăzi, ca și în fiecare zi de sâmbătă, la Radio Moldova ați audiat emisiunea de investigații Reporter de gardă. Am discutat astăzi despre viața copiilor care, din diverse motive, au ajuns după gratii. Majoritatea copiilor aflați în penitenciare fac parte din familii vulnerabile. Mulți dintre ei nu știu nici măcar a scrie sau a citi. Rămași fără supravegherea părinților sau a celor apropiați, adolescenții nesupravegheați de nimeni greșesc și după care sunt trași la răspundere. Cum ajung acești copii după gratii? De ce mulți dintre ei nu își pot scrie cel puțin numele corect? Cine se face vinovat de educarea acestor copii? Ce rol are statul în soarta acestora? Dar și ce spun chiar ei, micii condamnați, despre viața lor? Își recunosc sau nu greșelile? Toate emisiunile radio pot fi audiate oricând pe site-ul reporterdegardă.md, la secțiunea radio. Reporter de gardă. Analize și investigații la Radio Moldova. Realizarea acestei emisiuni este posibilă grație ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltare Internațională în cadrul programului FHI-360, Consolidarea Societății Civile în Moldova. Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID, Guvernului Statelor Unite ale Americii sau FHI-360. Ați ascultat emisiunea Reporter de gardă, un produs media realizat în colaborare cu Asociația VIP a jurnaliștilor independenți din Republica Moldova.